Vreau să citesc câteva versete din Efeseni, capitolul 4. Am să rog pe frați să pună în engleză acolo. Eu am să citesc în românește, dar vreau să fiu sigur că toți știm pe ce pagină suntem. Efeseni, capitolul 4, textul din calendarele Uniunii Pentecostale din SUA și Canada, începe în citirea cu versetul 17 până la versetul 32, Efeseni, capitolul 4. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce se dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire sau bârfă, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și biserica spune, amin, vă rog să reocupați locurile. Se spunea mai devreme că dacă deschizi orice canal de știri, CNN, NBC, oricare fi el, te sperii ce vremuri ciudate, tulburi istorice trăim. Dincolo de veștile de război, de neliniște, dincolo de veștile astea rele, vedem că din ce în ce mai mult, pe zi ce trece, începe să se ia de la creștini dreptul lor de a trăi cum îi învață Scriptura și cum le dictează conștiința. Astea sunt vremurile în care trăim. Pentru că postmodernismul, epoca asta în care trăim noi astăzi, postmodernismul, încearcă crearea omului nou. Și vreau să vă spun că încercarea aceasta de creare a omului nou a început cu turnul Babel. Odată citim Biblia cu fiul meu, mă întreabă când am ajuns acolo, tata, da, sunt atâtea turnuri în lumea asta, înalte, care e cel mai înalt? Ăla din Dubai. Păi niciunul nu ajunge la cer. Ce fel de oameni erau ăia? Cum au încercat ei să ajungă la cer? Ce vrea să spună Biblia aici? Ei bine, la Babel oamenii au încercat să ajungă la Dumnezeu fără puterea lui Dumnezeu, bazați pe puterea lor. Au încercat crearea omului nou, crearea lui prin propriile forțe. Și astăzi lucrul acesta, iubiților, se vede clar când te uiți în lumea în care trăim. Bună oară! Norvegia. Țara poate cea mai avangardistă din lume. Haideți să vă dau un detaliu. În Norvegia, dacă vrei să cumperi o mașină pe benzină sau diesel, trebuie să plătești la stat taxe cât jumătate din valoarea mașinii.
Și dacă vrei să-ți iei una electrică, statul îți plătește curentul. Oriunde mergi pe stradă, pe free, poți să spui curent. O țară foarte avantgardistă, da? Vor să scape de diesel, vor să scape de benzină. Însă, acolo se încearcă, în societatea norvegiană, crearea omului nou, golit de prejudecăți, un copil care crește fără disciplinare, fără religie, fără etnie, fără conștiință. Și asta a scos la iveală, cu doar câțiva ani în urmă, pe un tânăr de ăsta, pe care îl cheamă Anders Breivik, circa 30 de ani, care în 2011 a pus o bombă în Oslo, a omorât 8 oameni și după aia a mers pe o insulă de lângă Oslo, unde se adunaseră niște tineri aparținători unui partid norvegian și pe rând, meticulos, ca într-un film, ca într-un game, a ucis 69 de tineri, pe rând, meticulos, fără nicio mustrare de conștiință. Produsul acestei iluminati norvegii, adevăratul produs, se va vedea doar peste câțiva ani, când va fi prea târziu. Prea târziu să mai schimb ceva. Imaginați-vă ce o să se întâmple în societate atunci. Ei bine, administrația noastră de aici, din America, vrea să aducă același concept, aceeași filozofie în America și să creeze, de fapt, omul nou, care este iluzia veacurilor. A început totul, cum vă spuneam, cu Babel. Nu mult știu că inițiatorul acestui curent a fost Jean-Jacques Rousseau, marele filozof francez, care în 1750 a scris o nuvelă care se numește Emile. În nuvela aceea se descria un băiat tânăr pe numele Emile, care creștea, se dezvolta printr-un proces foarte ciudat, fără disciplinarea veche, autentică, dovedită de veacuri, cu mustrare și nu ea, ci care creștea și învăța să devină un om capabil în societate prin experiențele lui. Atenție! Prin experiențele lui. De aici spunea Rousseau în cartea lui că pruncii, copiii, cel mai bine învață prin consecințele acțiunilor, mult mai bine decât prin disciplinare. De aici s-a născut în educația modernă. Atenție, toți cei care faceți homeschooling, asta faceți de fapt, înțelegeți ce vă spun eu acum. S-a născut în educarea modernă și conceptul de consecințe naturale. Ce înseamnă consecințe naturale? Și mă scuzați că o să fiu mai brutal așa, dar trebuie să spunem ca să înțeleagă toți. Consecințe naturale înseamnă în felul următor. Să nu-ți întrebi fata când îți pleacă de acasă unde se duce și să nu-ți pese la ce oră vine acasă. Și în clipa când îți vine acasă însărcinată, tu să spui ca părinte, asta e o consecință naturală, face parte din educație, dar în schimb a învățat ceva din experiența ei. Asta este simptoma societății în care trăim și trebuie să vedem cauza. Jean-Jacques Rousseau spunea, cel care a debutat toate lucrurile acestea, spunea că e mai bine ca copilul să învețe prin experiență. Iluminismul, Revoluția franceză, este cel care a pornit din aceste idei a lui Rousseau. Și socialismul politic a pornit tot din ideile acestui om. El spunea că omul trebuie creat din copilărie prin metoda consecințelor naturale. Și astăzi este îngropat în panteonul marilor oameni din Paris, considerat un gigant al gândirii, însă nimeni nu spune adevărul despre el, faptul că a avut o mulțime de amante care i-au născut o mulțime de copii, pe vremea aceea nu se puteau face avorturi, și marele gigantul Jean-Jacques Rousseau lua copilul nou născut și îl lăsa pe treptele orfelinatului cel mai mare din Paris. Asta a făcut gigantul ăsta mare. Lucrarea a continuat un nimeni altul decât Karl Marx. Karl Marx s-a inspirat de la ăsta la alt și a scris Manifestul Socialist,
pentru dreptatea oamenilor muncii, dar care, istoria ne spune, că n-a fost niciodată într-o fabrică, într-o uzină sau într-o mină să vadă cum muncesc oamenii ăștia, muncitorii pentru care, pentru drepturile cărora se lupta el. Omul nou al lui Marx a fost preluat de Lenin, a fost preluat de Stalin și mai apoi de Ceaușescu. Omul nou comunist care lasă de bunăvoie satul natal și merge în oraș să lucreze cu spor și voios în uzinele orașului, construind epoca socialistă acolo unde egalitatea este noua religie. În povestea asta au ajuns să creadă mulți și din Statele Unite, dar ăștia n-au stat în viața lor la coadă, nu știu ce e aia frigul și habar n-au ce e aia persecuția. Mie încă mai miroase pâinea aia la care stăteam la coadă și încă mai țin minte cum se închidea exact înaintea mea și spunea, gata, am terminat-o. Și trebuia să merg acasă și să spun, n-a mai fost pâine. Dar pentru cine n-a experimentat astea, balivernele astea prind încă. Deși noi contemporanii, prea iubiților, avem tendința să idealizăm pe anteriorii noștri geniali, iată-l că omul nou este o iluzie. Satan a reușit prin oamenii ăștia să bage aceste curente în omenire. Stalin a reușit să-l creeze cu gulagul, Hitler cu crematoriile, Ceaușescu cu securitatea și nici modernismul nu va reuși cu internetul și cu libertatea. Omul nou se poate crea numai prin acceptarea lui Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, singurul om nou, singurul fără păcat, care a putut plăti pentru păcatele noastre a tuturor, binecuvântat să fie numele Său. Numai prin transformarea minții, prin metanoia, numai așa, numai prin omorârea mădularilor ce aduc moartea, numai prin schimbarea, prin pocăință, se poate realiza omul nou. Omul Iisus Hristos este singurul om nou adevărat. În seara asta vreau să te întreb, dacă ești om nou sau tot om vechi? Testul e foarte simplu. Înainte de a simți ceva în inimă, cum ai fost și cum ești acum? E foarte simplu. Îți poți da răspunsul singur. Aș vrea să ne uităm astăzi la acești doi oameni, omul nou și omul vechi, și să vedem că amândoi sunt în noi. Amândoi încearcă să iasă la suprafață. Amândoi încearcă să câștige bătălia pentru sufletul nostru. De altfel, de asta venim noi la biserică. Ca să ne înnoim în omul din lăuntru. Ca să ne asemănăm mai mult cu Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Pavel vorbește aici de doi oameni distinți, de două universuri paralele care nu se pot intersecta, care sunt total diferiți. Primul om, omul vechi, este Adam, cel care va moșteni țărâna. Și Pavel vorbește și descrie omul vechi în felul următor. Spune, îl descrie ca având deșertăciunea gândurilor. În Biblie, când auzi deșertăciune, automat trebuie să te duci cu gândul la idolatrie. Idolatrie. Ce face lumea în care trăim? Este o lume idolatră, care vrea să se simtă bine cu orice preț. Fun at any price. Până și biserica trebuie să devină fun, că altfel nu-ți vin membrii. Trebuie să fie fun la biserică, că altfel nu-ți vine membri. De asta sunt biserici care organizează meciuri de box, wrestling și așa mai departe. Trebuie să fie fun. Atenție, este un concept satanic. Idolatru. Apoi, după deșertăciunea inimii, vine gândurilor, vine împietrirea inimii. Când nu mai simți nimic, degeaba îți spune cineva că trebuie să te schimbi, trebuie să te schimbi, uită-te la tine, inima e tare ca piatra. Imaginea de care vorbește Pavel e imaginea unei pieli care s-a făcut așa cu scoarță, callous, și și-a pierdut sensibilitatea. Orice îți spune cineva, nu-ți mai pasă, you don't feel nothing. De aceea, după ce faci un păcat repetat, începi să nu te mai deranjeze păcatul ăla, să nu mai simți că e ceva greșit și ajungi să vorbești cu unul și să-i spui, domne, spune-mi unde scrie că nu-i păcat să fac asta.
După deșertăciunea gândurilor, după împietrirea inimii, Pavel vorbește că vine desfrânarea, lăcomia, necurăția, amărăciunea, mânia, strigarea, clevetirea și răutatea. Fiți atenți! Aș vrea să vă spun că lucrurile astea sunt undeva in the neighborhood, undeva ascunse cu lacăt, dar vreau să vă spun adevărul. Lucrurile astea sunt în noi. Lucrurile astea sunt în mine. Lucrurile astea sunt în tine. Pavel spunea în Roman, capitolul 7, mare atenție, dar văd în mădularele mele altă lege. Altă lege. Care se luptă împotriva legii pe care am primit-o cu mintea mea. Ce lege ai primit, frate, cu mintea ta? Ai primit legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, adevărul, se primește cu mintea. Nu doar vii aici, simți, te predai și mâine o iei de la capă. Nu, cu mintea, cu rațiunea, acolo lucrează Duhul lui Dumnezeu. Deci spune că în mădularele mele este o lege care se luptă cu legea primită de mintea mea și ce face prima lege? Mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Asta spune Pavel. Este o luptă pe viață și pe moarte. Între fire și Duh. Între Adam și Iisus. Nu între Satan și Iisus, v-am mai spus odată, Satan e un rob. Satan e un rob, e un sclav. Face ce îi se spune, ascultă de stăpân. Lupta se dă între mine și Iisus. Lupta se dă între tine și Iisus. Eu-ul meu este cel mai mare dușman a meu. Eu mi-s cel mai mare dușman. Fiindcă deși am primit cu mintea mea o lege, legea adevărului care vine prin Hristos, deși conștiința îți spune că nu-i bine ceea ce faci și tu știi că nu este bine ceea ce faci, ai legea asta în mădulare, legea firii care te ține legat și te îndeamnă să fii gelos, rău, neiertător, nedrept cu fratele tău. Așa cum au fost cei doi frați, primii doi frați, Cain și Abel. Cain s-a supărat că Dumnezeu a primit jertfa fratelui său. Și Dumnezeu se uită la el și spune, pentru ce ți s-a pus omorât fața? Nu-i așa, dacă faci bine, cum a făcut fratele tău, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, ai grijă, păcatul pândește la ușă, veghează, veghează, ca dorința lui care se ține după tine să nu stăpânească, ci tu să-l stăpânești. Și din păcate Biblia spune un mare but sau un mare însă. Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp, și acolo spune Biblia că l-a ucis. Cain a căzut. Sunt două naturi care trăiesc în mine. Două naturi care trăiesc în tine. Două naturi care se bat și care nu se înțeleg. Și cu cât înțelegi mai repede treaba asta, cu cât accepți adevărul Sfintelor Scripturii, ești mai gata să poți să câștigi bătălia. Interesant că și majoritatea, cred că știți povestirea aceasta despre un bătrân indian, băștinaș de aici, care la foc într-o noapte încerca să-și învețe nepotul cum să fie mai bun. Și spunea, nepoate, vezi tu, în mine sunt doi. Și hai să-ți dau un exemplu să înțelegi. Imaginează-ți că am doi lupi, unul alb și unul negru. Lupul ăla alb mă îndeamnă la pace, la bucurie, la dragoste, la umilință, la altruism. Dar cel negru mă îndeamnă la răutate, la violență, la ranchiună, la egoism. Și nepotul se uită, bunicule, cine câștigă? Și bătrânul spune, ăla pe care îl hrănești, ăla pe care îl hrănesc, ăla ajunge să câștige. Dragul meu, cel alb este Iisus. Este Duhul lui Dumnezeu care vine și spune ce este bine și ce este rău. Și cel negru nu este Satan. Cel negru sunt eu. De eul meu trebuie să scăp. Pentru că întotdeauna eul meu vrea să iasă la suprafață. De asta spune, leapă-te de tine în fiecare zi și ia crucea. Leapă-te de tine în fiecare zi și ia crucea.
Și Pavel, uitându-se la lupta aceasta din interiorul lui, ajunge să exclame: o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Asta nu este licență de păcătuit, nu, nu, nu. Este doar avertizarea lui Pavel că alegerea este a noastră. Doar avertizarea lui Pavel că eu sunt responsabil pentru faptele mele. Nimeni nu este vinovat pentru alegerile noastre. Nici mama, nici tata, nici comuniști, nici democrații. Noi. Noi. Noi suntem responsabili. Și Pavel ne spune aici să facem un lucru. Și foarte important să înțelegem. Pavel ne spune aici să dezbrăcăm omul cel vechi. Fiindcă omul cel vechi se strică după poftele înșelătoare. Și l-a rugat pe Sebi în seara asta să mă ajute, dacă vrei, Sebi, să vii cu haina aia încoace. Că cel mai bine înțelegem dacă vedem cu ochii noștri. Să ne imaginăm că Sebi e omul cel vechi, da? Arată bine, fain, e tânăr, frumos, dar e omul cel vechi. Problema lui e că haina e neagră. Și haina neagră reprezintă pe Sebi cel vechi, care îl vezi pe stradă, e fain, arată fain, dar nu iartă, îi rău, îi ranchiunos, bârfește, minte, vorbește lucruri care n-ar trebui vorbite. Și Sebi vine la biserică și aude o predică odată, sau o cântare, și se emoționează, ceva se întâmplă aici. Și spune: băi, vreau și eu. Dar în loc să-și dea haina jos, cum spune Pavel aici, thank you, Flav, Sebi încearcă doar să-și ia haina asta deasupra așa. Să pozeze a ceva. Arată fain din spate, nu? Arată fain. Arată fain din spate. Arată că e alb. Problema e că nu și-a dat haina asta jos. Asta e problema multora care au venit și s-au botezat. Și au mai venit la biserică vreo două, trei luni și deodată nu mai sunt nicăieri. Băi, unde e ăla? L-ai mai văzut pe aici? Nu l-am mai văzut. Problema este că nu se dezbracă de omul cel vechi. Cum se face treaba asta? În primul rând își dă haina jos, dă-ți haina jos, te rog. Și haina asta, cred că e scumpă, nu vreau să o calc în picioare. Și se îmbracă cu asta nouă. Ăsta e Sebi cel nou. Looks better in this one? Ăsta e Sebi cel nou. Nu mai are haina aia veche despre care vorbea apostolul Pavel. Nu mai are haina, thank you. Nu mai are haina aia care îl e pe dinăuntru, e omul ăla rău, ascuns, despre care nu știe nimeni, ci știi numai tu și Dumnezeu. Pavel spune, trebuie să te dezbraci și să te îmbraci cu omul nou. Cine este omul nou făcut după chipul lui Dumnezeu? Păi dacă primul a fost Adam, care s-a învechit prin păcat și a murit, s-a pervertit prin păcat, omul nou care este făcut după chipul lui Dumnezeu este? I-ați răspuns fratelui Zdrențean. Răspunde și mie. Cine este omul nou? Omul nou este Iisus. Omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El este omul. Ce spunea Pilat? Când l-au adus, bătut, plin de sânge, scuipat. Care sunt cuvintele care au ieșit din gura lui Pilat? Profetic. Ecce homo. Uite omul. Ăsta este omul. Ăsta este omul. Nu al lui Rousseau, nu al lui Marx, nu al lui Stalin, nu al lui Lenin. Ăsta este Iisus. N-are costum, are zdrențe. N-are coroană de aur, are coroană de spini.
N-are pe el haine importante, are haină zdrențuită. Nu este adulat și aplaudat, ci este huiduit și condamnat la moarte. Atenție, am ajuns la punctul principal. Ascultați-mă bine ce am să spun în momentele următoare. Cum ne dezbrăcăm de zdrențe, fraților? Cum ne dezbrăcăm de omul cel vechi? Cum scăpăm de mădularele păcătoase? Cum biruim lupul ăsta negru al unii și a ranchiunii? Cum scăpăm de oltrava dulce a bârfei și a clevetirii? Cum înving mădularele firești care mă trag în jos? Știți cum? Prin crucea lui Iisus. Prin crucea despre care se vorbea. Taina, secretul, este crucea lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Domnului. Roman 6:6, dacă nu l-ai subliniat în Biblie, îți dă predicatorul licență în seara asta să subliniezi în Biblie. Ascultă-mă bine ce spun. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost ce? A fost răstignit, crucified, a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Nu mai are putere păcatul asupra noastră. În așa fel, ca să nu mai fim robe ai păcatului, căci cine a murit de drept este dezbrăcat de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că și vom trăi împreună cu el. Binecuvântat să fie numele Domnului. De asta, duminica trecută în curte, fratele Sima a venit la noi și ne-a spus: am venit să asist la înmormântare. Dacă duminica trecută aici au fost 21 de înmormântări, oamenii aceia au pășit deja în viața veșnică. Dar dacă au fost băi, atunci e vai și amar. E vai și amar. Când intrăm în apa botezului, am murit față de păcat, am fost răstigniți împreună cu el, Domnul vieții noastre, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea, ceea ce mi se părea acceptabil și bun înainte, acum îmi provoacă scârbă. Vorbește cu unul care a băut înainte. Întreabă-l: frate, e ok să bei o bere? Ai vreo problemă? Scrie undeva că n-ai voie să bei o bere. Ai să vezi cum te mustră și te iași de urechi. Pentru că ceea ce era acceptabil și bun înainte, haina aia neagră, a fost dezbrăcată și omul s-a îmbrăcat cu Iisus peste el. Ceea ce îi se părea bun și acceptabil, astăzi nu mai este bun și acceptabil. Fraților, ce spunea Pavel, Galateni 2:20? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, în trupul ăsta, pe pământ, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Lupta, reține asta, să o iei acasă, lupta este între mine și Iisus. Lupta este între tine și Iisus. Între eul tău care spune că tu trebuie să fii sus, că tu trebuie să fii cunoscut, că lumea trebuie să știe de tine. Lupta se dă între tine și Iisus, între eul nostru. Noi am vrea să controlăm toate aspectele vieții noastre, dacă am putea să controlăm și Duhul Sfânt cum să lucreze. Dar Dumnezeu este stăpân. Duhul Sfânt lucrează cum vrea El. În clipa când ai înțeles lucrul acesta, ai cedat controlul vieții tale, atunci Dumnezeu cu adevărat poate face ceva cu tine. Pavel continuă și spune: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Am auzit întrebarea asta de multe ori și a început să mă deranjeze. De ce Duhul Sfânt nu lucrează cum lucra odinioară în bisericile noastre? Și am auzit mai multe răspunsuri. Unul dintre ele este: păi ăștia din față, domne, s-au pus de-a curmezișul și nu mai acceptă prorociile, nu mai acceptă prorocii. Sunt împotriva lucrării Duhului Sfânt. Au fi adevărat? Nu. Duhul Sfânt nu mai lucrează ca odinioară, pentru că lucrurile acestea pe care le-a enumerat Pavel sunt în mijlocul nostru. Haideți să vi le mai spun o dată și spuneți un amin în gândul dumneavoastră dacă am dreptate. Orice amărăciune,
Orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire sau bârfă, și aia la telefon e valabilă. Orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dacă nu, Duhul Sfânt se întristează. Asta spune Biblia aici? Nu dacă aud o profeție și o judec în lumina Sfintelor Scripturi. Duhul Sfânt nu se supără. Duhul Sfânt încă spune, bine, good, ai Sfânta Scriptură. Ai minte, trebuie să judeci. Nu să iei totul. Bun, good job. Dar dacă în mine este amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire, bârfă, răutate, Duhul Sfânt se întristează, fraților. Și de asta nu lucrează. Că Duhul Sfânt, dacă se întristează, cum să lucreze? Nu lucrează. În seara asta vreau să te întreb, unde ești tu? Pentru că ți s-a adus în față clar binele și răul, întunericul și lumina, omul vechi și omul nou. Pe cine hrănești mai mult? Pe lupul alb sau pe cel negru? Cu cine te însoțești? Cu oameni mânioși? Cu cei care înjură, se droghează? Atunci ești pe teritoriul lupului negru. Îți spun clar, în față. Nu ești acolo ca să îi evangelizezi. Ești acolo pentru că, din păcate, ești unul dintre ei. Și încetul cu încetul începi să nu mai simți că ești greșit. Încerci să găsești scuze for your lifestyle. Începi să spui, dom'le, majoritatea sunt așa. Și începi să dai vina pe alții. Pe părinți, pe societate, pe biserică, pe români, pe toți. Numai tu nu ești de vină. Numai tu nu ești de vină. E timpul să accepți acest adevăr. Și să acționezi acum. Nu mâine. Acum și aici este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care vrea să te ierte. Acum și aici s-au adus în față cei doi oameni, omul vechi și omul nou. E timpul să acționezi, alege viața. Îmi amintesc, după ce m-am pocăit, am fost invitat la un prieten de-a meu la un meci. Și am zis, bă, abia m-am pocăit. Vreau ăștia să vadă că-s lumină și mă duc acolo. Și țin minte că m-am dus, era un meci important, nu mai țin minte ce, la televizor și pe lângă bunăvoie și de toate era și băutură, erau și țigări. A început meciul, oamenii se veseleau, se bucurau, hai, dă-i gol, du-i, bă! Și mi-aduc aminte, deși au fost mulți ani în urmă, cum stăteam și mă uitam la ei și auzeam o voce care mi-a spus clar, tu n-ai ce căuta aici. Tu n-ai ce căuta aici. 45 de minute cât a durat prima repriză. M-a chinuit vocea aia, am înțeles. Am înțeles, dar nu puteam să mă ridic de acolo și la pauză le-am zis, băieți, Domnul cu voi, eu nu mai am treabă. Eu nu mai am treabă și am înțeles peste ani că am lepădat ce a fost vechi în decurs de câteva zile până m-am botezat și m-am pocăit și m-am dus din nou și am fost înnoit prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Niciodată nu m-am mai dus într-un mediu de ăla și faptul că sunt astăzi în mijlocul dumneavoastră, cred, îl datorează faptului și deciziei pe care am luat atunci. Că puteam să spun, lasă că merge și așa, e ok, și cu biserica, și cu de alelalte, e ok, life goes on. Nu, nu. Decizia aia și decizia pe care o vei lua în seara aceasta va fi cea care va decide mântuirea și soarta ta. Poate nu ești așa de mult pe teritoriul firii, dar vezi în tine lupta și simți că pierzi bătălia. Sângele lui Iisus Hristos și în seara aceasta poate să te spele. Crezi lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.